Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou ATV Vlog. Merg acum să mă întâlnesc cu Iosif și cu Corbu. Cred că o să urcăm undeva pe Muchia Lungă, într-o poieriță. E un traseu prin pădure. Sper să putem urca, să nu mai fie deloc zăpadă. O să iau pe aceeași străduță, pe asta de aici, pe care am urcat și în ATV Vlog de data trecută, pentru că aici e punctul de întâlnire. Uite, Corbu deja a ajuns și mai trebuie să ajungă și Iosif. Iar apoi îi dăm bice. Ceau, ștoule! Ăla n-a venit. Ai luat-o? Acolo, doamne, de la ieftin. Păi n-am bani, boss. Vrei? Da, cum ai putut? Dă-i sucul ăsta minunat. Ia să vezi ce bun e. E cu proteine. Vomis mâine. Bun? Bun, i-a aruncat. Ai, sictir. S-aude și Iosif cum vine. Hai că am vrut să opresc camera, dar eu nu mai opresc. Oh. A? S-a mai uscat pe aici față de ieri, parcă. Era mai circ. Mamă, ce iei să-mi bat picioarele! Bine, bă! Ia uite ce-i pe ăsta! Cu ce l-ai făcut? Cu pistolul sau cu spray-ul? Pistolul. Mișto. Asta nu l-am făcut. Nu? E mișto! De ce? Stai, mă. De ce nu merge, mă? Păi stai, mă, că nu pe acolo e. Pe unde, mă? Pe aici, mă. Pe aici e Muchia Lungă, în dreapta, pe aici. Eu zic să încercăm mai bine, bă. Hai să mergem acolo. Bă, în poiana. Dar cum, mă, că nu pe acolo urcam, ești nebun, uite. Nu e, mă, uite, nu ți-aduce aminte țeava aia. Nu, bă, pe aici, mă, bă. Da. Hai pe acolo, hai, pe unde e ceva? Hai pe acolo, hai. Păi stai să văd pe unde ies eu. Yeah.
Bă, e pe acolo, mă, nu ți minte țeava aia. Nu, mă, noi făceam dreapta la un moment dat, după aia stânga imediat. Doamne, ce-au stricat ăștia aici, bă, băiat. Mamă, au făcut circ ăștia. Auzi? Bă, mergem în poienita aia. Hai, că n-ai cum acolo, ăsta-i drumul. Ăsta-i drumul. Ne futem un pic cum arătăm. Da, ne întoarcem pentru că nu putem să urcăm pe aici. Ne-am făcut speranțe degeaba. E super mult noroi, au stricat ăștia cu taful tot. Hai acolo, nu? Asta-i de la mine, nu? Asta care e aici? Ce? Cu tractoarele? Da, da. Stricăm pădurea. Da. Noi. Ce am, uite ce au făcut aici, ești nebun. Patru timp, pornește bine! Da, mă, e... Cu atenție, drum, tractor, acces interzis. Doa! Bă, dar chiar e bătaie de joc, adică cu ăștia... Da, noi n-avem voie cu ATV-ul și cu mot... 3.000 lei, jandarmeria română și... ăștia... Bă, frate... Ajută. Deci noi când veneam pe aici era chiar ok drum, adică... Nu strigi nimic cu... Bă, merge, nu? E electric? E hibrid, corbule! Motorul! Hey, vino așa ușor cu spatele, până aici, că aici poți... Corbule, e pe injecție? Bă, înțelege, așa, bravo tot! Hai, bravo! Dă-i altuia! Dă-i, dă-i, dă-i! E necaun! La mine necaun, dar tu! Da, deci e un ATV vlog superb. Ne-am dat până acum circa 2 minute pentru că ștoul ăla nu poate să pornească motorul. Și noi toți suntem ștouri pentru că nu putem să urcăm pe aici. Și da, stăm. Hai să vedem cum pornește 2 timpi față de 4. Gata, plecăm și noi după jumătate de oră de stat pe aici. Însă corbul tot nu a pornit motorul, cred. Ce? Pornești tu? Păi, eu e obosit? Eu, nu mai pot. M-am băgat în motorul meu când nu știu. Hai, urcă. Dai cu a doua sau când ești? Cu a doua. Să-l întorc. Gata, am pornit și motorul lui Corbu. Iar acum încercăm să urcăm pe altă parte. Mamă, cum sare noroiul.
Ce se dă corbul pe roată, mă? A învățat și el un pic. Să-mi bat picioarele. Mare creangă în față ce-am luat. Bolovani. Mamă, de ce nasol rău fără mănuși, că fac bătături de-astea la cât de tare strâng ghidonul ăsta. Aici e, bă! A? Da! Hai că-i dau eu să vezi pe unde mă duc! S-a întâmplat, mă, frate. Hai să coborăm să vedem. Stăm frumos pe spate. E destul de abrupt pe aici, dar pe filmare nu o să se vadă așa. Oh. Ce s-a întâmplat, mă? Ai căzut? Rău? Pe bune? Băi, ești nebun? Pe bune?
Mamă! Bă, ești ia, prost! Dă-i de la început! Rău de tot, am stai. De aici, te-am mâncat pe tine în curte, te sui pe el. Păi tot, cum vei să cobor? Mi-a rămas, mi-a rămas una accelerată, nu știu ce. Mamă, bă, mâncați-ai gura ta. Mamă, mamă, mamă. Suntem idioți rău, bă. Și acum e blocată? Nu, mă, cum să-l pot să-i să-l faci, să-l fut? Deja nu ești fila în cap, mă. Lasă, dracu, dă-l, dracu, bine că n-ai pățit nimic. Mamă. Bă, dar chiar pe bolovani ăștia. Dar nu știu dacă putem să... Bă, dar nu e foarte abrupt, dar... Am alunecat, nu mai înțeleg. Hai. Tu-ți dai seama dacă n-ai echipament, că-ți... Da, casca... Păi da și cu... Spartă. Deci, bă, deci dacă n-aveam casca, când am dat un cap de bolovan... Da, bă, ești prost. Am da. Ai venit cu capul direct în bolovan. Da, cu casca. Deci, bă, deci dacă n-ai casca, mor pe loc. Dar te doare capul, nu? Nu, mână. Băi, și tu-ți dai seama... Uite, cred că într-un dă la scuțit a căzut. Bă, uite cum am spart casca, de pe întâlnă. Mă. Uite aici, urmă. Doamne. Bă, dar de ce n-ai păstat ambreiajul când ai văzut că... Nu știu, frate, m-am pierdut. Mâna blocată, n-ai văzut că o ia. Ce? Trebuie să merg un pic, să văd. Hai, dracu, acasă dacă vrei. Ce? Mergem acasă? Nu, îmi pare rău așa că am spart arena aia. Am spart cu asta. Da, stânga, da, nu știu. Da, nu spart, nu. Îmi pare rău de casă. Zi, dracu, că ți-a salvat viața, dă-o, dracu, să ia. Mamă, tu-ți dai seama fără echipament că mori? Păi, dat acolo, gata, acolo rămâi. Merge cu bănușule? Bă, dar eu n-am știut că... Am văzut că urcă, am văzut că n-a mai... A dat în spate și am zis că coboară, na. Eu n-am auzit nimic. Bă, trebuia să-i dai gaz! Păi erai cu a doua, în puii mei! Era la a doua, ca tu! Tot ATV-ul-i forță, tati. Uite-l cum te cațeri cu el. Mamă, mergi cu ATV-ul, n-ai nicio treabă. Frate, deci cu motorul chiar e greu rău, pentru că e abrupt. Deci uitați-vă și... Să-mi bat picioarele cum am lecă. Deci e abrupt rău aici. Ce-am obosit. Mamă, ce abrupt e aici, ești nebun? Dar n-ai, frate, treabă cu ăsta.
forță rău. Uite, aici a rupt maimuța Iosif. Cu ATV-ul te doare la banană. Cum e pe aici, frate. Iosif abia ce își vopsise carenele la motor. Știți că v-am și arătat. Ua! Și e supărat acum că și-a spart și casca, a zgâriat carenele. Dar pui mei, frate, asta e. Important e să fie el sănătos și bine că n-a pățit nimic. Până la urmă, sportul ăsta pentru așa ceva e făcut. Vă dați seama că mai lovești motorul ăla de 200 de ori până îl vinzi. Pentru astea sunt făcute. Hai că mai avem un pic și terminăm și traseul ăsta. O să ajungem într-o poiană mai sus. Aici veneam noi vara și mai făceam niște cârnați de aia pe băț, așa la foc. Wow, erau super buni. Ce? Las că-l dau eu mai bine. Ah, băgameș. Era un copăcel de la mic căzut și nu puteam să trec, l-am dat la o parte. Hai, băga-mi aici picioarele. Mamă, pe aici încă mai e zăpadă, sunteți nebuni? Preferata lor, zăpada. Băi! Băi! Hai să ne întoarcem. Vezi că ți-a alunecă. E mare rău zăpada! Na, deci pun aici am urcat, nu mai merge. Că iar mă împotmolesc și nu mai vreau să rămân pe aici. Ah, să-mi bag picioarele, uite cum a rămas. Am reușit, frate. Da, dar a fost fain până aici. Până aici acum e instabil. Urât, îi se aude mănușile și nu fac priză. Mai bine ți fără. Nu fac priză, da, bună. Hai!
Te-ai lovit, bă? A luat și corbă trântă. Deci are o problemă cu frâna aia de față, mereu o pune. Acum coborăm și o să ne mai dăm un pic pe păiniță pe gura de ham, așa că ne vedem direct acolo, pentru că nu mai are rost să filme și aici. Ce faci, mă? Ce să fac, uite, l-am scos un pic, am dat toate acții pildele jos, mi-a venit dracii. De ce? Tot! Hai, ceau, pa! Pa, pa. Și gata, merg și eu acasă pentru că o să însereze și mi-au cam înghețat și mâinile, s-a lăsat frigul, ce-i drept. Așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, un mega like, și distribuiți acest video, vă rog foarte mult, pentru că m-a ajutat asta enorm. Să vadă și prietenii voștri. Că închei aici acest ATV vlog. Dacă v-ați plăcut, nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați la mine dacă vă place ceea ce fac, un share și un follow pe Instagram. Pentru că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat cum fac eu bani, ei bine, astăzi am decis să vă arăt una din metodele pe care eu le folosesc. Așadar, haideți să vă arăt chiar acum cum funcționează această platformă. Mai întâi mergem aici sus în dreapta și alegem o sumă, hai să fie $75 în cazul meu. Iar acum trebuie să fac alegerea direcției în sus sau în jos și o să aleg în sus. Pentru că, după cum puteți observa, graficul de mult timp arată o tendință de creștere, ceea ce e foarte bine. Așa trebuie să fie. Astăzi vă arăt sesiunea cu perechea AUD-USD, care este 62% de profitabilă. Dar în afară de asta, mai sunt o grămadă, după cum puteți observa, și puteți alege oricare dintre ele. Până acum am făcut $805, iar cu investiția de $75 o să primesc un profit de $121, ceea ce nu e rău deloc. Sincer, chiar e greu să mai faci undeva bani într-un minut, dar cu bine atât poți. După cum puteți observa, prognoza mea se realizează și banii vor fi ai mei. Dacă doriți să faceți voi bani, eu vă recomand aceste tutoriale de aici, de jos din stânga, pentru că sunt foarte multe și, o să vă ajute chiar enorm. Iar acum, hai să ne întoarcem la grafic. După cum puteți observa, sesiunea e aproape de finish și sunt aproape de câștig. Acum am $805 și mai așteptăm un pic. Și iată, am câștigat, am deja $927, simplu și foarte ușor. Dacă vreți și voi să faceți bani ca mine, nu uitați să intrați pe linkul din descriere și faceți bani cu Binatex.